Salutare prieteni și bine ați venit la o nouă poveste. Astăzi va fi una foarte interesantă, așa că haideți să-i dăm drumul. Vizionare plăcută și neapărat apreciați acest videoclip cu un like dacă vă place povestea. Vizionare plăcută! Îmi pare rău, Elvira, dar sunt încă un bărbat tânăr și sănătos. Cu nevoile mele. Victor a coborât ochii în podea. Am nevoie de o femeie normală și completă. Iar tu, îmi pare rău, de acum nu vei mai fi niciodată așa. Scuze! Îți las apartamentul, nu sunt un care Cu aceste cuvinte, Victor și-a aruncat pe umeri un uriaș rucsac turistic, a luat două valize mari și grele și a plecat. Elvira și-a petrecut în tăcere soțul plecând. În capul ei era pustiu. Dar ce putea să-i spună? Forțat, nu vei fi drăguț. Victor foarte frumos a curtat-o, i-a dat flori și jucării de pluș, i-a cântat cântece sub fereastră, s-au sărutat sub lună și i-a jurat dragoste eternă. Nunta lor a fost cea mai romantică dintre toate nunțile cunoscuților lor. Și viața de familie părea un basm. Au cumpărat o mașină. Apoi apartamentul. Visau la un copil. Un weekend mergeau la casa de vacanță a prietenilor lor. Totul s-a întâmplat într-una dintre acele călătorii. Victor a băut și s-a pregătit să plece acasă. La convingerile lui Elvira și ale prietenilor, el s-a justificat. Mâine vreau să lucrez. Trebuie să predau un proiect important iar dacă sunt aici până când mă trezesc, până când mă pregătesc, până voi ajunge acasă, va fi deja jumătate de zi și aș dori să arăt proiectul finalizat la întâlnirea de luni. Dar ai băut. Elvira a adus argumentul principal. Elvira voi merge foarte liniștit, nu mai mult de 40 de kilometri pe oră. Dar vom fi acasă. Voi dormi și mâine dimineață cu capul limpede voi lucra. Victor era ferm. După ce și-au luat rămas bun de la prieteni, cuplul s-a urcat în mașină. La început, Victor a condus cu adevărat foarte încet, dar apoi alcoolul s-a făcut simțit și a început să mărească viteza. Victor! Elvira a încercat să-l calmeze. Nu conduc cu viteză! Mi-ai promis! Ești beat! Nu-ți fie frică! Am cinci ani de experiență de conducere. A strigat vesel soțul și a apăsat pedala de accelerație. Elvira a apucat cu tenacitate centura de siguranță, rugându-se la un singur lucru. Să se întâlnească pe drum cu poliția rutieră. Lasă-l să-l priveze de permisul de conducere, numai să rămână în viață. Dar, după noroc, polițiștii rutieri nu existau. În față era o curbă bruscă. Victor, dragul meu, încetinește. L-a implorat Elvira. Dar soțul ei nu a ascultat. De ce să încetinesc aici? Da vei vedea cum voi trece de această curbă acum. Totul a mers prea repede. O lovitură, sunetul de sticlă spartă, durere asurzitoare și inconștiență. Elvira s-a trezit deja în spital. A încercat să se ridice, dar corpul ei nu s-a supus. A încercat să spună ceva, dar gâtul ei nu a putut scoate niciun sunet. Elvira oftă resemnată și a observat imediat o mișcare din lateral. Mama! Elvira, fiica mea! În sfârșit! Domnul Eugen! Domnul Eugen! Se auzi un zgomot de pași, iar acum chipul vesel alarmat al mamei ei și ochii atenți ai unui tânăr în costum medical verde se uită la Elvira. Elvira, simțiți ceva? A întrebat bărbatul. Fata a încercat din nou să răspundă, dar nu a reușit. Lacrimile au apărut în ochii mamei ei. Tânărul s-a apropiat de pat și, așezându-se pe el, a luat-o pe Elvira de încheietură. Gândindu-se la ceva, el și-a pus mâna pe fruntea ei, apoi i-a deschis ochii și i-a examinat cu atenție. Nu vă faceți griji, doamna Lydia, acestea sunt doar consecințele operatiei și ale comei ulterioare. În curând, vorbirea fiicei dumneavoastră va fi restabilită și veți putea vorbi. Bărbatul dădu din cap către ambele femei și părăsi camera. Acesta este domnul Eugen. Lydia a luat mâna fiicei sale. Când ați avut accidentul, nimeni nu a vrut să te ia. Ei au spus că oricum nu vei trăi. Dar domnul Eugen, Dumnezeu să-l binecuvânteze, te-a luat și te-a scos din lumea cealaltă. Te-a operat 10 ore. Apoi te-a pus într-o comă artificială. Și astăzi, iată, a ordonat să te retragă de la aparate. Cei cu Victor? Elvira a vrut să întrebe, dar, parcă simțind întrebarea ei, soțul ei a zburat în secție. Elvira! Dragostea mea! Te-ai trezit! Sunt atât de fericit! Elvira a văzut cum mama ei și-a strâns buzele și nu și-a mișcat nici măcar o sprânceană când a salutat-o ginerele ei. Îmi pare rău! Nu am știut că se va întâmpla așa! dar cu siguranță te voi ajuta să te pui din nou pe picioare. Mă voi căsător cu tine indiferent cât mă costă. Voi face orice pentru tine. Elvira s-a întors acasă într-un scaun cu rotile. Vorbirea și-a recuperat-o complet spre deosebire de orice altceva. Femeia nu și-a putut mișca nici brațul, nici piciorul. Înainte de a fi externată, domnul Eugen a venit în camera ei și a spus Știu că ceea ce urmează să vă spun nu vă va fi ușor să acceptați, dar trebuie să știți ce vi s-a întâmplat și ce se va întâmpla în continuare. El se uită atent la Elvira și, după ce a așteptat în cuvințarea ei, Continuă Ați suferit un accident teribil care v-a imobilizat complet. Mai mult, ați pierdut un copil și tratamentul pe care vi l-am aplicat pentru a vă salva, cel mai probabil nu vă va permite să deveniți mamă pe viitor. Dar pur și simplu nu am avut de ales, pentru că altfel ați fi murit. Șansa de a vă reveni la starea anterioară este foarte mică, dar este. Mi-am dezvoltat propria metodologie și deja i-a ajutat pe câțiva dintre pacienții mei. Dacă urmați toate recomandările, atunci perspectiva de a vă pune pe picioare va crește. Domnul Eugen se uită atent la Elvira. În ochii lui era ansietate și o întrebare nerostită. Fără să aștepte un răspuns de la ea. El a întrebat din nou. Așa deci, continuăm tratamentul. Da, respiră femeia, desigur. La început, Victor s-a ocupat cu entuziasm de soția sa, a hrănit-o cu lingura, i-a îndeplinit toate dorințele, a spălat-o, a îmbrăcat-o și a făcut exercițiile prescrise de medic. Dar după câteva luni, ardoarea lui a dispărut. A început din ce în ce mai mult să se refere la oboseală, apoi s-a mutat complet în sufragerie, justificând acest lucru prin faptul că Elvira se uită la televizor până târziu, motiv pentru care nu doarme suficient. Într-o zi, Lidia a sosit și și-a găsit fica într-o stare deplorabilă, la propriu și la figurat. Victor nu era acasă, în ultima vreme se reținea din ce în ce mai des la serviciu. Elvira stătea udă, buzele îi tremurau, lacrimile îi curgeau din ochi. Blestemându-le pe ginerele responsabil, Lidia și-a spălat și schimbat fica, i-a gătit și a hrănit-o, apoi și-a sunat soțul. Alexei Dragul meu, împachetează lucrurile și vine la Elvira. Să trăim la ea deocamdată. Victor, care a venit de la serviciu, a fost imediat certat. Ești complet insolent. De ce ți ai lăsat soția în așa stare? Înțeleg că trebuie să lucrezi, dar a fost necesar să o pregătești pentru absența ta. Și tu nu numai că ai făcut-o invalidă, nici măcar nu poți avea grijă de ea lipsit de scrupule. Unde este rușinea ta? Unde îți este remușcarea? Unde îți este dorința de a repara tot ce ai făcut? Nu numai asta. Dar nici nu te grăbești de la serviciu. Nu-ți pasă deloc de soția pe care ai lăsat-o invalidă. Două luni mai târziu, Victor și-a făcut bagajele și a plecat. Lydia și-a susținut fiica cât a putut de bine. Ea a efectuat toate procedurile prescrise de medic, dar nu s-a îmbunătățit. Elvira nu părea să vrea să se facă bine. În disperare, Lydia l-a sunat pe doctor. Domnul Eugen! Mă rog lui Hristos Dumnezeu, ajutați-mă! Doctorul nu s-a silit să cerșească, și în seara aceleiași zile, cu două buchete de flori și un tort, se afla în apartamentul Elvirei. De ce sunteți așa, doamna Elvira? O femeie atât de tânără și frumoasă și nu vreți să luptați pentru fericirea și sănătatea dumneavoastră. Nu este în ordine. Va trebui să mă ocup eu de dumneavoastră. Elvira nici măcar nu a zâmbit. Dar acest lucru nu l-a deranjat pe tânărul doctor. În seara următoare, el a venit din nou la ea acasă și a început să se ocupe de ea. Elvira îi urmărea impasibilă manipulările cu corpul ei și visa ca el să plece cât mai curând posibil. Dar Eugen nu părea să observe starea de spirit a pacientului său. El a început să vină la ei în fiecare zi și să se ocupe de fată. Iar în weekend a dus-o la primbare în parc și a forțat-o să mănânce înghețată. Lăsați-mă odată! Elvira a pledat într-o zi. Nu înțelegeți că totul este inutil. Cine v-a spus asta? Eugen s-a așezat pe cea mai apropiată bancă și a întors-o pe Elvira. Știu? Fata a exclamat cu încăpățânare. Eugen a zâmbit și a întins înghețata la buze. Automat, ea a lins -o, lăsând o mustață de vanilie deasupra buzei. Și apoi s-a întâmplat ceva la care ea nu se aștepta deloc. Doctorul s-a aplecat spre ea și, linându-i mustața, a sărutat-o cu un sărut lung și tandru. Ce vă permiteți? Elvira a exclamat uimită, revenindu-și în fire și l-a pălmuit peste față. Amândoi se uitau la mâna care tocmai făcuse incredibilul. Câteva secunde mai târziu, Eugen a tras-o pe fată spre el și a sărutat-o din nou, de data aceasta cu un sărut pasional, plin de dorință. Elvira s-a simțit amețită și, fără să-și dea seama, s-a predat acestui sărut. A durat mult până când tinerii s-au despărțit unul de celălalt. Degetele subțiri au continuat să sorteze prin părul de pe ceafa a lui Eugen. Ți-am spus că te voi vindeca șopti el, privind-o drept în ochi. Lydia era în al șaptelea cer de fericire, jumătatea superioară a corpului fiicei sale a fost restaurată. Acum Elvira însă și putea să mănânce, să bea, să se spele și să se deplaseze într-un scaun cu rotile. Eugen, ești îngerul nostru păzitor. A întâlnit medicul de fiecare dată cu aceste cuvinte. Eugen a zâmbit, i-a dat femeii flori și dulciuri și s-a repezit la Elvira. Două luni mai târziu, Elvira s-a ridicat pentru prima dată și, susținută de Eugen, a făcut primul pas. Apoi, căzând pe canapea, a început să plângă. De ce plângi? Eugen o sărută pe față, încercând să o oprească din plâns. Ar trebui să te bucuri, nu să plângi. În noaptea aceea a rămas cu ea. O săptămână mai târziu, Lidia și soțul ei s-au întors acasă, lăsându-și fiica în mâinile sigure ale unui medic grijuliu. Elvira, am vrut să-ți spun de mult timp. Eugen a făcut o pauză, alegându-și cuvintele. Te iubesc. Vrei să te căsătorești cu mine. Elvira se uită în ochii bărbatului. Asta e adevărat. A întrebat ea în șoaptă. Da. Din momentul în care te-am văzut, nu te-am mai putut scoate din cap. Vreau să fiu cu tine pentru totdeauna. Dar, Eugen, tu doar știi. Bineînțeles că știu. Sunt doctorul tău personal. Nu-mi pasă. Voi face totul pentru a te face fericită. A trecut un an. Elvira a deschis cuptorul pentru a vedea cum se simțea carnea acolo. Astăzi a fost mica lor aniversare și ea a decis să organizeze o cină romantică pentru soțul ei, care urma să vină acasă de la serviciu. A sunat soneria. Aruncându-și șorțul și îndreptându-și părul, Elvira s-a repezit să deschidă ușa zâmbind. În prag stătea Victor. Ăh, bună ziua! Dumneavoastră probabil sunteți noua proprietară. Nu-i venea să creadă că frumoasa femeie însărcinată care stătea în fața lui era fosta lui soție. De ce ai nevoie, Victor? Elvira stătea în prag, împiedicând bărbatul să intre înăuntru. Chestia e, Elvira, am o forță majoră aici pe frontul personal. Nu am unde să locuiesc. Cred că ar fi corect dacă am împărțit acest apartament. A fost cumpărat în căsătorie fără îndoială, Victor. Numai că voi scrie mai întâi o declarație către poliție despre nerespectarea ta de a ofere asistență victimei, iar apoi îl vom împărți imediat. Despre ce vorbești? Care victimă? Cine te va crede acum? Iată voi ridica toate documentele despre acest accident. A răsunat vocea lui Eugen. Și imediat se va găsi o mulțime de oameni care vor confirma aceasta. Ochii lui Victor Pulpuiră. A vrut să spună ceva, dar nu i-a venit nimic în minte. Bătând cu piciorul de frustrare, se repezi pe scări. Ei bine, ce mai face timural nostru? Eugen se aplecă spre burta soției sale. Tare rău s-a comportat. Rău a zâmbit Elvira și și-a sărutat soțul, care s-a ridicat. Cred că va dormi toată noaptea. Înseamnă că nu degeaba mi-am luat o zi liberă mâine, vom dormi cu toții suficient, a râs Eugen și și-a sărutat soția.